Ne-am întors în direct, vorbim despre fotbal. Gloria joacă în weekend cu Dunărea Călăraș, iar evident roșu-albaștri speră, așa cum titrează și burtierea, să spele păcatele din ultimele etape și să aducă 3 puncte la Buzău. Undeva în septembrie, la începutul septembrie, v-am adresat o întrebare și v-am pus atunci într-o postură ingrată, pentru că n-a știut ce să-mi răspundeți. Vă întrebam despre obiectivul Gloriei. Probabil că dumneavoastră știați că Gloria nu o să obțină acel drept de promovare și ați fost diplomat. Mi-a spus că obiectivul este un joc bun. Evident, toate echipele își doresc să joace bine. Același lucru a rămas și acum. Păi sigur că da. Sigur, pentru că este foarte greu ca să-ți atât timp cât obiectiv ce? Pentru că eu sunt sigur că dacă se dă Dumnezeu și mai ca Dumnezeu să ne calificăm în locul 1-6, nu cred că, vom putea rămâne acolo, că mergem play-off. Dar numai anul trecut s-a făcut acele greșeli și probabil că o să învețe și ei din acele greșeli. Cum a fost la Liga 1, Astra și cu Gaz Metan au intrat și n-aveau drept nici să meargă în cupele europene, nici n-aveau drept, au împurgat tot. Și cred că același lucru s-ar întâmpla și cu noi dacă am intrat acum în primele 6. Eu mi-aș dori lucrul ăsta și chiar îmi doresc. Eu vreau să termin pe primul loc dacă se poate. Dar este mai greu pentru că am schimbat și câțiva jucători, am adus câțiva jucători noi, trebuie timp. Și plus de asta ți-am spus, faptul că am început foarte, foarte greu această pregătire, începe pe grupe de 4 jucători, după aia iar, și să știți că, uite, ne-a ajutat Dumnezeu, până în momentul de față n-am avut nicio problemă cu aceste teste care le-am făcut. Nu e ușor să gestionezi echipa, nu e ușor să poți să-i pregătești, nu e ușor să, fără refacere, sunt multe, multe lucruri. Dincolo de pregătire, eu mă gândesc, stăm destul de bine fizic, stăm destul de bine. E foarte greu să motivezi un jucător. Nu v-ai spune motivare. Care știe? A zis, fotbalistul român îl cunoaștem foarte bine, pentru că acum a apărut. Nu putem să spunem că, domnule, dacă n-am jucat fotbal, nu pot să-mi dau cu părere. Fotbalistul român, mai ales ăla de divizia a doua, știe că și-a cașcavalul, să vorbim în termeni mai puțin academici, știe că și-a și o primă de joc, dacă presupun, mai puțin, e mulțumit, e plafonat. Sunt jucători foarte buni în Liga a doua, care, din păcate, pentru ei, vor fi buni numai la Liga a doua, dar care am avut și unul pe la Gloria, dar care din păcate nu vor fi jucători de fotbal decât la Liga a doua. La Liga întâi n-ar face față, în ciuda talentului pe care l-au. Atât timp cât există un obiectiv, da? Eu cred că jucătorii în momentul ăla sunt mult, mult mai receptivi la tot ceea ce faci, da? Viața lor este sportivă, este, zic eu, este mult mai responsabilă, pentru că au un target. Și targetul acela de multe ori a ajuns foarte, foarte greu la el. Dar dacă ai un target și ai grijă de tine și ești motivat, da, pentru ceea ce ai de făcut, zic eu că atunci, atât individual cât și colectiv, rezultatul va veni mult mai repede. V-am spus, această pandemie ne-a afectat pe toți și uitați-vă și fotbal românesc, dar numai în general, echipele mari a afectat această pandemie. Pentru că pentru foarte mulți a fost foarte greu să gestionezi această perioadă din punct de vedere al pregătirii, al selecției jucătorilor, da? Al programului de pregătire, pentru că până acum o lună de zile ne chinuiam și făceam ca să putem să fac o refacere cu echipa, trebuia să mergem la Munteor într-un bazin cu apă afară. Dar pentru că nu aveam posibilitatea și contează foarte mult, atât timp cât musculatura tot timpul este încărcată, trebuie să o relaxezi prin, exerciții în apă, prin un masaj, prin multe lucruri, și noi n-am avut posibilitatea asta. Și așa, în aceste condiții, am gestionat foarte bine, cel puțin la echipa la mine, unde în moment de față suntem 25 de jucători, unul care s-a accidentat, a făcut o ruptură de ligamente, bărcălabul. Da? Operație? Acum este, și a avut și un ghinion incredibil. L-am trimis să opereze și când i-au făcut testul, l-au găsit pozitiv. Dar nu era cu noi cu echipa. El a plecat de trei luni de zile. Poate din perioada când să am fost... Să nu înțeleagă cineva că... Nu. S-a accidentat el în perioada când am făcut acele 8 zile de pregătire la Haleș, la Zică, la hotel acolo. Dar de atunci a fost el accidentat. În rest, nu avem accidentat. Am avut chiar acum, săptămâna asta, l-am avut pe cu leziune la tendon pe Huiban, în rest nu a avut întinderi, nu a avut rupturi, nu a avut neferit Dumnezeu, dar am avut și grijă de ei. Am avut o vitaminizare destul de accesibilă, unde am putut să
să îi ținem tot timpul în priză. Problema aici este alta, pentru că sunt foarte mulți dintre ei sunt jucători tineri. Păi avem în lot acum 25 de jucători, din care vreo 9 jucători avem numai copii. Este greu ca să poți să aduci acești copii, pentru că acești copii sunt forțați să-i luăm de la ei, de la copii juniori, unde au competiție este foarte, foarte slabă, și aducem la nivel de Liga a doua, unde mai trebuie încă un an de zile până să reacomodează, să poată și adversitatea, că nu e ușor să vii să ai adversitatea în asta cu un jucător de Liga a doua. Un copil de la, eu știu, de 17 ani, cum este... Da, păi la Liga a doua. Da. De asta vă spun că ne trebuie timp. Ne trebuie să mai avem o pregătire de an, unde să încărcăm bine și după aia discutăm altfel pentru sezonul viitor. Dar pentru asta ne trebuie și rezultate și vă dați seama că rezultatele tot noi le aducem. Vorbeam de salarii. Înainte de publicitate, bănuiesc că în contextul acestui plafon salarial, da, și în contextul în care ați pierdut cel puțin doi jucători, ale căror nume au o oarecare rezonanță în Liga a doua, ați fost mulțumit de achizițiile făcute în vară? Păi, de ce să nu fiu? Care a fost vreo? Nu, că mă întrebam. Păi, în contextul în care e un plafon salarial, bănuiesc că i-ați fi văzut și pe alții cu care ați vorbit și nu s-a putut. Da, da, sigur. Spuneați chiar înainte de pauză. Da, am vrut ca să-mi iau și am discutat. Și eu și Cristi Lupu am discutat cu foarte mulți jucători și impresari. Dar aici, la noi, s-a făcut o strategie începând de dinainte de pandemie, de asta iarnă, unde nu se mai dau bani la impresari, nu se mai dau bani, eu știu, extra la jucători, eu știu, salarii sau nu știu ce, la semnături, nu. Pentru a, eu știu, a gestiona acel buget care l-avem, să avem continuitate. Acum n-am mai reușit să mai dăm salariile care s-au dat până acum. Și chiar am făcut așa o reducere substanțială la nivel de salarizare. Acum în această când am, după pandemie. Și am încercat să gestionăm lucrurile așa cum v-am spus mai devreme. Problema este că trebuie să am răbdare. V-am spus, sunt și jucători, uitați-vă, și vă dau un exemplu cel mai clar de la mine, de la echipă. Tugaluc. Tugaluc anul trecut a fost un jucător excelent. Ați văzut cât entuziasm avea, făcea diferența prin tot ce făcea. E, după această pandemie nu mai a fost Tugaluc care a fost. Și am avut discuții cu el. Ori n-a avut continuitate acasă, dar una când faci, eu știu, într-o cameră de 15x5 metri sau 4x4 metri și fără oxigen, fără nimic, și alta când faci pe teren, faci, țineți minte ce a fost pandemia. Și el fiind un copil care cu calități incredibile, nu a reușit încă să aducă la nivelul care este, sau să crească. Nu e nici la nivelul care a fost. Este foarte, foarte, este sub nivelul care a fost el. Și n-a reușit nici acum să aducă la nivelul măcar, eu știu așa, ce a făcut la Liga a doua de anul trecut. Pentru că am nevoie de el. Dar ușor, ușor, acum îl văd că este altfel. Deja de o săptămână, de două săptămâni am avut discuții cu ei, este altfel. Și Nedelea la fel, da? Numai cu Nedelea aici este o problemă, că el este un jucător extrem de talentat, da? Funda stânga, ăsta este postul lui. Dar acolo, pe postul lui funda stânga, am avut, eu știu așa, mulțumirea faptului că acest Toma s-a impus foarte bine și de la joc la joc, practic ultimele patru etape, trei etape, el a fost unul dintre cei mai buni jucători, luat și pe analiza instant. Deci, și mi-a fost greu să-l introduc și vreau să reușesc să-l introduc în echipă, să văd unde îi găsesc zona și unde să dea și randamentul maxim. Bine, aici este, pe banda stângă, funda stângă. Dar poate, eu știu, reușesc să-l duc în banda stângă, eu știu, în atac, să vedem. Mai am jucători de Zuperju, care și el este funda stângă, dar datorită faptului că și-l folosesc de multe ori funda central, dar nu este postul lui. Balgiu care a fost anul trecut, și aștept de la el în continuare, că știu că Virgo calități are, Stoica, nici el nu este jucătorul care a venit, Roșu la fel, deci sunt jucători care sunt nivelul care au fost înainte de pandemie și atunci ne trebuie timp. Roșu a avut-o de vreo două ori, da, cu capul și chiar mai sunt la meciul cu Timișoara. Și Ioniță la fel. Da? Roșu a fost... Și avem și acest ghinion incredibil, avem un adversar arunc pe poartă, da, și luăm gol, incredibil. Uitați-vă la meciul cu Călărașul. Călărașul la 0-0 a avut două ocazii, da? Dar aici, prin siguranța portarului care a dat-o Stoian, am întors după aia și la un moment dat era 3-0. Da, deci contează foarte mult și această siguranță a portarului.
Noi acum toate jocurile, adversarul nu a avut niște ocazii incredibile, dar a ajuns la prima ocazie în care am și luat gol. Mi-a ridicat-o la fileu mai devreme, vorbeați de Tucaliuc. Da. Se știe el, acum statutul lui care este împrumutat de la Viitor. Da, da, nu? Da, și el și Nedelea. E vreo șansă? Gloria are vreo opțiune de cumpărare? Habar n-am. E nu, asta depinde, depinde numai de discuția care o să avem pentru anul viitor, după ce, eu știu, vedem ce buget avem, vedem ce strategie se face și atunci putem să negociem cu Giga, cu Hagi. Și mai sunt jucători împrumutați și Nedel la fel. Depinde și de jucători. Na, Tucaliuc e și de dorința lui. Dar eu cred că dacă se duce la Viitorul, nu acum, joacă. Se uite pe posturile. Sigur. Așa? Dar să știi și... că am avut, greu i-am convins să vină înapoi la noi. Pentru că venim, dar ce face dacă nu avem ceva? Nu avem ceva, nu avem un obiectiv, nu avem ca să ne motiveze. Dar venim așa, ce? Pentru ce? Și până la urmă am... Hai că nu știu ce, hai că vedem, mai cu te facem echipă, de la anul încercăm să discutăm cu Gică, să eu știu, să veniți la noi în continuare. Deci sunt discuții, nu este ușor. Cu cât, știți cum e? Cu și mai sunt câțiva jucători. Spuneați că sunteți, deocamdată, mai în glumă, mai în serios, evident glumim, e bine că stagnează. Pentru că nu. Cu cât un glumim, da, cu cât un jucător crește în valoare și își dă și el seama de valoare, altfel vine la negociere. Da, stagnează așa, nu mai avem nevoie. Să crească după ce vine la Gloria. În ultimele 6 luni și după aia nu mai avem nevoie de ei. Nu? Deci și aici trebuie să fie foarte, eu știu așa, foarte liniștiți, nu foarte liniștiți, să fie foarte precauți pentru faptul că ei sunt cei care ne forțează pe noi după aia să putem să le facem contract în continuare și să știți că de bine, de rău, așa cum au fost salariile, că au fost mici, că au fost mari, s-au luat tot timpul la timp. Deci asta chiar față de alte echipe. Singura problemă e că n-am avut acest obiectiv care ne-ar fi dat mult mai mult, eu știu, mai mult entuziasm, acest drept de promovare. Gloria Mare o problemă. Mare, zice eu, la secția de fotbal, o problemă care trebuie rezolvată cât mai repede, pentru că altfel e greu să numești fotbal profesionist. Gloria nu are o bază de antrenament așa cum ar trebui să aibă. No. Și eu am fost la un antrenament al dumneavoastră, am asistat așa, de capul al finei, undeva în afara Buzăului, no, unde e ok acolo, dacă ești o echipă de mini-fotbal, te antrenezi, îți formezi, dar acum, ăla a fost, să zicem, ceva de conjunctură. No. Avea și recuperare piscina aia, dacă am atât. No. Păi uite, și astăzi eu încerc ca în discuțiile care le am cu ei, atât din duele cât și colective, vis-a-vis de joc, vis-a-vis de atmosfera în echipă, încerc să le creăm cele mai bune condiții. Și astăzi n-am putut să facem pe terenul mare și am mers pentru prima dată la Săhăteni. Vă dați seama, când mergi acolo și Săhăteni acum n-au mai folosit acel teren pentru faptul că n-au mai jucat, a fost cu pandemia, deci era practic un izlaz acolo. Și după aia când ne aduci acolo, nu prea, te duci 30 de kilometri până acolo și dacă, măcar dacă te duci acolo, să ai plăcerea de eu știu, de a juca. Diferența între Săhăteni acum, că e terenul cum este și nu este pregătit, și cel de la Căldrești, că mergeam la Căldrești, acolo mergeau jucătorii cu o plăcere extraordinar de mare. Că după aia mai urma și un grătar, că aveam acolo pe cineva și le mai dea și la băieților un grătar, având teren bun, le mai dea și un grătar, era altceva, altă atmosferă, erau mult mai motivați. Așa că astăzi chiar mă uitam la ei când au coborât în autocar, foarte triști așa de ceea ce le-am oferit. Păi se zice că se face un teren pe aici, probabil, despre da, pentru anul viitor. La anul viitor o să fie gata, o bază acolo, care ne-ar ajuta foarte mult. Deci asta chiar că este o problemă foarte mare cu terenul, pentru că am avut, și știu, cei din conducere au avut o discuție cu cei de la Rubin, ne-au lăsat am făcut câteva antrenamente acolo, acum fiind pe aceste ploi, am făcut acolo pe el, s-a stricat puțin și după aia nici ei ne-au interesat să mai mergem acolo. Nu e teren de fotbal. Și n-ai cum să. Dar te mai duci acolo, mai faci ceva, poți să pasezi, poți să, nu te duci să faci la High Life, joci 4-4 și după aia treci în campionat. E greu. Adică trebuie să ne pregătim și în condiții de joc. Dacă nu te pregătim în condiții de joc, este foarte greu după aia să ceri jucătorul, eu știu, la ședința care o ai vis-a-vis de cum pregătești jocul, să joace ce le spui tu. Nu, dacă nu pregătești, este foarte greu să joci. Da, nu mai avem foarte mult timp. Vreau să revin un pic la meciul de mâine. Dunărea Călăraș, pe lângă faptul că e o echipă, în primul rând, cu un antrenor bun și cu fotbaliști care au exercițiul ăsta al ligii secunde, vine și după o perioadă foarte bună. Asta bănuiesc că vă sperie și mai mult.
Sigur, adică nu mă sperie. Au bătut la, i-am văzut la meciul cu Andrei, pe mine nu mă sperie pentru că echipa mea joacă, dar numai noi am avut discuții toată săptămâna acum, că am pregătit normal de la zi la zi am pregătit. Vă trezește temeri, reformulez. Nu, dar tot timpul discut cu ei. Măi, sunteți aici pentru că vă cunosc foarte bine, sunteți aici pentru că aveți calitate, aveți valoare, dar trebuie să schimbăm puțin această mentalitate, să fim mai puternici când intrăm pe teren. Să respectăm ceea ce discutăm zi de zi la antrenamente. Și atunci o să fie mult mai ușor. Da? Da. Avem teren mare acum acolo, jucăm pe teren mare, putem să pasăm, putem să jucăm departe de poartă, putem să avem o dinamică bună în terenul advers, unde avem jucători de calitate. Iar mi-a ridicat o rafileu, folosesc termeni din tenis, pe lângă lipsa de motivație sau la unii dintre ei, după o perioadă dintre asta, a fost antrenor la o grămadă de echipe. Se vede și o lipsă de încredere la unii jucători? Ați observat? Andrei, sunt multe lucruri care ți-am spus eu, dar nu vreau să mă cenzurez. Da? Și spun că este foarte greu de la zi la zi. Ca să pot să văd echipa unită, să văd, pentru că eram... Să știi că această schimbare de mentalitate este foarte, foarte grea. Eram acum câțiva ani de zile cu entuziasmul care l-am în sănătate și să fac program de antrenament, să fac disciplină la echipă, să fac și îmi vine un manager, mi-aduc aminte, eram la Dubai era o echipă Aloroba se numea și vine la mine și îmi spune managerul, zice, coach, zice, easy, zice, nu poți niciodată să schimbi mentalitatea noastră de aici, este foarte greu. Și atunci spune, zice, și atunci ce să fac? Nu, te schimbă ei, dar tu niciodată. Și am ajuns acum în România. Ați dat în Dubai? Da, același lucru. Este foarte, foarte greu să schimb. Și nu mă refer mai la nivel de echipă. Da? Și mă opresc că nu vreau să cenzurez. Am înțeles. La fotbal trebuie să fim exact ce spune și Gica acum. Da? Trebuie echipa să fie susținută, să vină oameni. Nu eu. Fotbal românesc. Da? De oameni care să fie 100% cu fotbal. Să vină cu sufletul. Să simt, jucătorii să te simtă că ești aproape de ei. Da? La Liga a doua cum e? S-a încheiat perioada asta de mercato sau mai sunt permise transferurile de free agents, cum se spune, de jucători liberi? Da, cei care au fost liberi înainte de perioada de transfer. Am înțeles. Deci dacă a jucat la vreo echipă, nu mai e voie. Nu. Nu mai e voie. Deci presupun că... Nu, dacă ai fost... Cam ăsta este. Nu, că știți cum e, că... De exemplu, în Europa gata, s-a încheiat. Da, numai la noi se mai poate. Nu se poate. Nu, și în Europa dacă te duci că a fost jucător liber înainte, l-a dat jucător liber înainte de perioada transfer, poți să-l legitimezi. Înțeleg? Aveți numai... ceva în vedere? Sau e lotul bătut în cuie până la iarnă? Nu, eu aș mai fi avut nevoie de mai, și pentru că mi-a plăcat Dragoș Aușel, fundaș central, mi-a plăcat și Tudose la Steaua, pentru că era nemulțumit că nu joacă și vă dați seama că eu stau practic din trei fundași centrali. Unul este fundaș central adevărat, Ioniță. Ginga provine din închizător. Perju. Ginga Perju. La Ploiești juca închizător, da, când era capitan de echipă. Perju din funda stânga, deci nu este ușor. Și atunci tot timpul trebuie să-l aduc pe Balgiu să fundaș central din închizător. Adică sunt lucruri care afectează cât de cât așa, eu știu, jocul echipei. Dar de asta sunt plătiți acolo când intră pe teren, indiferent în postura care joacă, trebuie să dea maxim. Mai avem 3 minuțele, vreau să vă întreb și cum a trăit aseară și săptămâna asta, să zicem că au fost mai multe meciuri, au fost mai multe decazuri adunate în vreo 10 zile, evoluțiile echipei României. S-a cântat imnul pentru dumneavoastră. A, sigur. Și ca jucător și ca antrenor. Și bănuiesc că vă doare și mai tare. Un microbis normal, știți cum e. Noi ne uităm la meci, închidem televizorul, înjurăm de vreo 2 ori pe întredis, ne ducem la culcare, că a doua zi avem muncă. Dar bănuiesc că bănuiesc să vă afectează altfel. Așa este și mă afectează pentru că eu țin foarte mult la Mirel Rădoi. Pentru că este un om care vrea să dea totul pentru să iasă, să schimbe. Dar exact ce spuneam mai devreme. Nu, dacă vrei să schimbi, te schimbă pe tine, dar nu schimbi niciodată. Deci asta acum în situația suntem în fotbal românesc. Da? Dacă schimbi și vii cu tine și nu ai rezultate, apă, de ce n-ai jucat cu aia? Dacă joci cu aia, de ce nu schimbi, joci cu aia? Deci este foarte greu. De ce l-ai selecționat pe X? De ce nu l-ai selecționat pe Y? Dar în schimb, eu când eram cu Iordanus la echipa națională, noi aveam soluții multe de selecție, pentru că aveam jucători extraordinari cu calitate și jucam în echipe mari. Mari de tot. Înțelegi? Cum că se zicea că jucătorii ăștia de... Aduceți-vă cu 10 ani, țin minte? Când se zicea că jucătorii ăștia care vin din urmă, ăștia vor schimba fotbalul, că ăștia vin cu mentalitatea vestică, cu metode vestice. Nu se mai duce lumea pe la Orban, unde
Ați alergat la Orban? La Forban, pardon? La Orban? Ce să alergăm la Orban? Da. La Forban, da. Și se zicea, cum se zicea, că vine ăștia din urmă și mănâncă tot, că bate toată Europa. Deci sunt lucruri și lucruri. Asta este. Sunt jucători cu o altă mentalitate. Trebuie să te adaptezi tu ca antrenor la mentalitatea jucătorului, nu jucătorul la mentalitatea antrenorului, și asta este foarte greu. De asta nu avem fotbal, pentru că ați văzut în ultima perioadă. Ați văzut ce s-a întâmplat cu, cum spune, cu ăsta, cu Napoli, la Craiova. Îl schimb după ce i-ai bat cu 5-0 pe ei. Ce să mai crezi? Ce să mai crezi? Cum? Probleme familiale. După aia, ce alte echipe? Ce cei care vorbesc acum de Turism Mogurel. Turism Mogurel, vorbeam cu patronul de acolo și îmi spunea că anul ăsta au bugetul cu 30% mai mare față de anul trecut. Și ați văzut cum sunt rezultatele. Vin și te bate 4-1 acasă Clujul. Da? Rapidul, care au un buget extraordinar de bun, e 5. Deci nu e, fotbal nu este atât de ușor și îți trebuie timp. Și poate și aceste șocuri poate te trezește puțin. Cum și pe noi, zic eu că cele două înfrângeri, cred eu că ne trezește la jocul de astăzi și să avem ce alte jocuri, eu știu, din calupul ăsta de două săptămâni, cele 5 jocuri și Cupa României, să putem să scoatem maxim. O ultimă întrebare. Ați făcut din Cupa României, faceți un obiectiv? Da. Sper să ajungem cât mai mult. Eu aș vrea ca să aducem o echipă de Liga 1 la Buzău. Foarte tare. Bine, o aducem, dar dacă nu avem suporteri, ce facem? Din o aducem păcate, măcar așa, ca prezență. Asta ar fi asta o discuție separată. Iar asta este iar o problemă foarte mare din punct de vedere al joc, mai ales acelor echipe care joacă acasă. Pentru că au alt entuziasm, au altă motivație când știi că ai în tribun acolo și eu știu, dacă te mai înjuri e bine. Să sperăm că foamea asta de fotbal va readuce suporterii la stadion. După pandemie chiar n-ar avea nicio scuză, după atâtea luni de pauză, să nu vină la stadion. Mai ales că la Gloria biletele sunt foarte ieftine. Ilie Stan, vă mulțumesc foarte mult că v-ați rupt din timp. Știu că sunteți un om cât se poate de ocupat. Și vă urez baftă pentru sâmbătă, pe la 1 și ceva, 1:30 după amiaza, să aflăm și noi buzoienii vești bune. Doamne ajută să fie bine. Aici punem punct ediției de azi a cocktailului. În câteva minutele, colegul Mihai, bună ziua, cu Dale Buzoianului. Noi ne vedem mâine seară de la 17:00.